Pacea Domnului și fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să ne însoțească astăzi, după harul și după dragostea care ne poartă. La El e toată nădejdea noastră și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a înfiat ca și copiii ai Creatorului nemărginit. Cred sincer, în dreptul meu și probabil că și dumneavoastră să simțiți la fel, că nu înțelegem treaba asta. Nu putem cuprinde cu mintea noastră ce înseamnă nemărginirea Creatorului care ne-a dat. Și de aceea, datorită acestei neputințe, rezultatele se văd în viața noastră de zi cu zi. Deși puterea lui Dumnezeu e atât de mare încât El nu trebuie să se obosească să realizeze ceva. El doar zice și se face. Și ce poruncește, ia ființă. Totuși, pe plan practic, nu? Când ne uităm în jurul nostru, când ne uităm în noi și când ne uităm la ce reușim să, sau nu reușim să facem, parcă avem de-a face cu Dumnezeu neputincios. Haideți să încercăm să ne aplicăm asupra Cuvântului Sfânt în această zi, cumva în continuarea lucrurilor pe care le-am studiat în școala de sabat. Și să vedem ce vrea Dumnezeu să ne spună. Vedem dacă reușim să mai diminuăm puțin lumina în sală și să urmărim acest verset. Un verset pe care l-am mai citit și aseară odată și care spunea: inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului pe care îl îndreaptă încotro vrea. Ce vedem în poză? Să vede? Nu vrea să vede, nu? Deci aici, în partea de sus, este râul Uruguay, care mai încolo, la dreapta, la vărsare, se pasă în Rio de la Plata. Deci în râul de argint, cum îi zic argentinienii. Iar ăsta este un afluent al lui. Poza n-a fost în niciun fel modificată în vreun calculator. Vă spuneam și aseară că v-am promis o poză, nu? Cu două râuri. Zice, inima împăratului este ca un râu de apă. Cum arată râu de apă? Păi, depinde la care ne uităm. Ia uite. Un râu de apă, nu? Cum credeți că se poate întâmpla așa ceva? Fie ca bunul Dumnezeu să ne ajute să înțelegem ce învățătură căpătăm din treaba asta. Versetul, Isaia 55 cu 10. După cum ploaia și zăpada se pogoară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să o drăzlească, pentru ca să dea sămânță semănătorului, nu? Și pâine celui care mănâncă. Tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va împlini planurile mele. Ce spune Dumnezeu că este cuvântul Său? Aici, în versetul acesta, îl aseamănă, Dumnezeu își aseamănă cuvântul cu o ploaie care cade din cer și nu se mai ridică înapoi. Dacă se ridică, se ridică altceva. Se ridică un abur mai târziu, mai din altă parte. Unde cade ploaia, acolo își face treaba. Și apoi zice, ce anume treabă face această apă, această ploaie căzută din cer? Udă pământul și îl face să rodească. Tot așa și cuvântul meu. Nu se va întoarce la mine fără rod. Când? Când acest cuvânt iese din gura mea. Ce înțelegem? Foarte mult spune acest verset. Că s-ar putea cuvântul lui Dumnezeu să nu mai iasă din gura lui Dumnezeu, el să fie preluat de gura omului și să fie spus după chipul și înfățișarea omului, să fie poate și amestecat cu părerea omului, să fie astfel, eu știu, amalgamat, amestecat cu lucrurile omenești și să nu mai aducă niciun fel de rod. Și râul acela care iese de sub tronul lui Dumnezeu, cu apa vie, cu apa ca și cristalul de limpede,
să ajungă, cum vedeam noi în poza precedentă, ori maroniu, ori verzuliu. Numai nu o albă ca și cristalul, nu curat, nu cu puterea dătătoare de viața lui Dumnezeu. Nu ca să rodească și să se întoarcă la Dumnezeu doar cu rod. De ce mai aduce cuvântul lui Dumnezeu rod în viețile creștinismului modern? În viețile creștinilor din vremea noastră, în viețile noastre, de ce nu mai rodește cuvântul? Sunt oameni și în jurul nostru, nu numai noi, ci cei de față care pune problema asta. Sunt oameni mari ai planetei care au început să-și pună această problemă, care se tot gândesc, mai ce se întâmplă? Baiul este că n-au reușit să înțeleagă miezul simplu al Cuvântului Dumnezeu, care conține rezolvarea. Zice, cuvântul meu, care iese din gura mea, va aduce rod. Dacă despărțim Cuvântul lui Dumnezeu de Dumnezeu însuși, vă întreb și mă întreb și eu, ce mai rămâne? Spunea fratele Benone la școala de sabat, nu pentru că așa zice biserica, sau că așa zice fratele pastor, sau fratele nu știu cine, trebuie sau nu trebuie să facem ceva anume lucru. Ci întrebarea simplă, este acesta cuvântul lui Dumnezeu? Și întrebarea a doua, așa iese el din gura lui Dumnezeu, sau s-a mai modificat pe parcurs? Întrebarea Domnului Hristos, direct. Cum citești din lege? Nu? Deci prima întrebare e cum stă scris? Cum este cuvântul lui Dumnezeu? Și a doua întrebare, că mai urmează una, nu? Care era a doua întrebare? Nu numai cum stă scris, cum urmează în versetul? Ziceți! Și cum citești în ea? Deci cuvântul lui Dumnezeu iese bine din gura lui Dumnezeu, din cartea lui Dumnezeu. Baiul este când ajunge pe ochii noștri, pe creierul nostru, pe retina ochiului nostru. Că nu știu cum se face, de la pagina scrisă până ajunge la noi în cap, să schimbă cuvântul. Și citește într-un fel. Și când este întrebe cineva peste 2 minute ce ai înțeles, ai înțeles altfel. De ce? Pentru că sunt două întrebări, nu-i numai una. Cum stă scris? Și cum citești. Dovadă că diavolul, care știe foarte clar ce înseamnă puterea cuvântului sfânt al lui Dumnezeu în gura lui Dumnezeu, vrea să facă în așa fel ca această putere să fie distrusă. De ce să nu fac cu tare? Să întreabă omul astăzi, creștinul, nu? Mai tânăr, mai puțin tânăr, întreabă, de ce să nu fac așa? Păi ce așa trebuie. Sau așa nu trebuie. Ai distrus tot ce ai vrut să faci pentru Dumnezeu. L-ai prăpădit, l-ai ars la inimă. Așa trebuie. Dar cine a zis? Nu știu să-ți explic, dar așa trebuie. Deci noi așa am făcut de întotdeauna. Sfânta cuvilimele. Tradiție. Care nu are treabă cu vreo putere creatoare. Care nu e nimic în sine. E un mare nimic. Atâta mai rămâne din ce a intenționat Dumnezeu. De aceea învățam noi, dacă să-ți aminte, cam, eu știu, un trimestru, poate mai mult, în urmă am avut un paragraf în lecție școlii de sabat, care zicea, nu așa zice biserica, sau așa zice omul, sau așa zice nu știu ce autoritate, ci doar așa zice Domnul. Adică stă scris exact așa și așa a ieșit din gura lui. Și așa facem. De ce? Pentru că acel cuvânt nu-l facem noi, nu-l împlinim noi. El este în sine puterea lui Dumnezeu. Este Hristosul. Ioan, capitolul 1, o să mai avem ocazia să revenim asupra acestui cuvânt. Citim la începutul Evangheliei primele cuvinte cu care această frumoasă carte a Bibliei se începe. Ioan, sub inspirația lui Dumnezeu, spune, la început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Înțelegem noi de ce vrea diavolul să umblăm la cuvânt? Și poate bine intenționat.
vine omul și zice, dom'le, dacă eu am citit, mă duc și îi spun lui sora, lui fratele, îi spun ce am citit. Nu? Fă așa. Dar noi spun, Domnul te roagă, Domnul a zis, sau cuvântul Domnului este așa și pe dincolo. Ei spun doar cuvântul simt. Hai să vă un exemplu. Deci la copilaș și spui să nu minți. Pe stradă, știi, sau la școală. Și copilul, așa, modern, nu? Poate nu scoate limba, nu? Ci doar te întreabă, răspăr, cine a zis? Și cum e regula modern, să nu mai spui Domnul Hristos a zis. Sau Dumnezeu a zis. Pentru că, știi, nu trebuie să influențezi copilul. Poate e, eu știu, fiul de arabi, sau poate este fiul de atei, și ca să nu jignești, Domnule, tu să-i spui doar atâta, să nu minți. Și l-a mai luat o părere, o informație, pe care nu pune nici doi bani. Poate că altul îmi spune, mai bine să minți câteodată. Am mai căpătat o informație sau o părere. O să le evaluez, o să trag propriile mele concluzii. Rezultatul. Priviți atent în jurul dumneavoastră. De să privim în inimile noastre, priviți în biserica Domnului, unde am ajuns. Știi, să nu faci cu tare, să nu treci cu tare. Cine a zis? E, frații, sau nu știu. Scrie pe undeva ceva. Nu știu cum s-o fi tradus, s-o mai fi păstrat, s-o fi păstrat. Da. Ce putere să mai aibă acel cuvânt. Este el mai departe cuvânt creator, cuvântul puterii lui Dumnezeu. Cade ploaia din cer, nu? După cum ploaia și zăpada cad din cer și nu se mai întorc înapoi, promite Dumnezeu, tot așa și cuvântul meu, care iese din gura mea, va împlini voia mea și va împlini planul meu. Și nu se va întoarce la mine fără rău. Că nu se poate ploaia să întoarcă la cer. Explică Dumnezeu pe mintea noastră. N-are cum acel cuvânt să nu clădească noi un caracter nou. Și atunci, de ce nu funcționează? Simplu, pentru că nu mai e cuvântul. Pentru că ne-am aburit și le-am filozofat și le-am sofisticat și le-am încurcat până am distrus cuvântul lui Dumnezeu și ce are jos. Cel mai simplu fel de a-L distruge, el l-a privit cu îndoială. Sau să zicem așa, cu răceală. Ce se întâmplă cu ploaia când pământul o primește cu răceală? Ia uite ce se întâmplă. Se vede? Așa se face viață de mulți centimetri. Se blochează tot. Mai și pică, se mai rup creni și așa mai departe. Poate că ați văzut, poate că ați trăit asemenea experiențe. Mi-aduc aminte, cu anii în urmă, până anii 93, m-a prins o iarnă în Fetești. Și a venit o ploaie bună, când a plecat din cer, nu? Deci, cum cade ploaia, așa, din nori, din cer, a plecat bine, numai că în felul în care primea ploaia pământul, numai rodul îl ducea. Știți că nu era august, era ianuarie. Și a început să înghețe. Și atât de tare înghețea ploaia aia căzând, umiditatea aia, nu? Burnițarea aia, atât de tare înghețea, că a început să se așeze pe orice de jur împrejur. S-a așezat pe liniile de înaltă tensiune, s-a așezat pe liniile de cale ferată, de firele electrice de 27.000 de volți. Și n-a mai putut să circule trenurile. Știți? Locomotivă care duce 80 de vagoane, stătea cu minte să aștepte să se întâmple ceva. Pentru că pe linia de înaltă tensiune erau în diametru 6 cm de gheață. Și nu avea cum să facă contact, nu? Pantograful locomotivei cu fiul electric.